Subliniați puțin buzele, ca și cum ați fluiera. Ok, ajunge. Încă o dată, simt? Așa, așa. Nu trebuie să fluierați, doar să vă prefaceți. Ia uite ce frumoasă sunt! Și că scăpată de la revoluție. Doamna Saveta, vreți să fiți fresh, să reîntineriți? Și am venit la unul dintre cei mai buni medici de la noi. Normal că mi se întineresc, ca orice om. Ca să putem să mai, să pot să mai cânt, să pot să mai circul, să pot să... Să mai stăm în cărți. Să mai stăm, așa este. Sigur. Păi ce recomandați? Ar trebui să-mi spuneți întâi ce anume ați dori să îmbunătățiți. În principiu nu prea sunt de acord cu faptul că medicul să propună lucrurile de transformat, fiindcă în primul rând nu știu ce supără o pacientă sau un pacient, în al doilea rând medicul poate face foarte multe lucruri, da? Și de-aia cel mai bine este ca fiecare să exprime ce anume ar dori să schimbe, să îmbunătățească. Deci eu vreau aici, uitați-mi, să zice, Iisus Mizien din popor, la Vagăștii, da. Aici, un pic aici, în partea asta la plafel și un pic aici. Da. Ei, pentru ridurile astea de la colțul de ochi, așa numită la Vagăștii și eventual frunte, se poate face niște toxină botulinică. Rolul ei este să nu mai permită mușchiului să se contracte, că asta creează riduri. Da? Așa. La nivelul gurii nu putem să facem acest lucru la fel, pentru că acolo trebuie să păstrați capacitatea de a vorbi și de a cânta. Exact. Nu, deci nu trebuie să paralizăm buzele și atunci se injectează niște acid hialuronic exact în șanțurile, în pliul respectiv, în pliurile respective. Așa. Și toate lucrurile se mai ameliorează și se îmbunătățesc. Da? Păi de-aia am venit, să mă fac frumoasă, să întineresc. Prima parte a intervenției s-a încheiat, iar doamna Saveta se pregătește pentru următorul pas. Răbdătoare și ascultătoare, artista nu iese din cuvântul medicului. Vedeți că e un pic mai dureros. E, uite. Uh-huh. Nu mă minețesc. Ce bine. Bine. Zucuiați puțin buzele. Ce zic? Zucuiați puțin buzele, ca și cum ați fluiera. Ok, ajunge. Încă o dată puțin. Așa, așa. Nu trebuie să fluierați, doar să vă prefaceți. Da. Deci pe sfată mare. Noi nu știm că n-am trecut prin experiența asta. Nu zic că rând. Deja vă simțiți frumoasă? Cum e doamna Saveta acum? Mai trebuie să vă vedeți. Măi, în primul rând, mă simt foarte bine. Haideți să și vă am vedeți avut în foarte glindă. Mare curaj. Domnul doctor are o mână foarte ușoară. Dar mă rog, e o țepătură un pic care o simt. E normal să dar se în simtă, rest, da. Domnul doctor este de nota 100. Chiar într-adevăr, nu degeaba laudă lumea, e un om extraordinar. Are o mână foarte ușoară. Vă invit să vă redescoperiți. Hai să mă ridic. Oh, ia uite ce frumoasă sunt! Sufere femeia să fie frumoasă! Ia uite ce-i pe mine și că scăpată de la revoluție! Nu e teamă să-și arate adevărata față, fără strop de machiaj, sigură fiind deja pe aturile ei. Ești demachiată, așa? Așa arată o femeie nefardată. Trebuie să mă vadă lumea și în cum sunt când se trezește femeia dimineață. Domnul doctor, mai trebuie să dați ceva pe față? Sunt așa pe față, sunt de lână, mai tot. E curat? Saveta Bogdan nu zice nu provocărilor. Cântăreței de muzică populară îi surâde ideea să se tuneze. Mai ceva ca domnișoarele de oraș. Stați puțin, doamna Saveta, că am văzut aici ceva. Nu v-ar tenta... Știți ce asta, nu? Silicon. Dragul meu, Dumnezeu m-a înzestrat cu silicon, cu piept. Am. Și nu vă ar plăcea un boost mai mare? Poate mă gândesc mare? Mai încolo. Mai încolo poate mă gândesc. De ce nu? După majorat. După majorat, să iau majoratul. Deci mai avem de așteptat 2 săptămâni. Venim la domn doctor, ne punem silicoane, dragă, dar de ce să nu-mi pun? Și eu n-am dreptul la viață. Și la fund? Ați văzut că se poartă acum? Nu, că acolo am.
Nu? Deci ne gândim doar în partea de sus momentan. Da, ne gândim acolo. Băi, uite, sunt bine. Ia, am început să întinerez deja. Da, se vede. Ia uitați ca bebeluși aveți pielea acum. Nu-i așa? Că de bebeluș. Las că e bine. Atunci, zic să mergem să ne transformăm, să ne pregătim un make-up așa profesional și să nu vă mai recunoască nimeni. Ne vedem imediat în emisiune cu doamna Saveta transformată. O să aveți un mare șoc, în sens pozitiv, bineînțeles.